La mai bine de o săptămână după ce iarna a pus stăpânire pe Brăila, oamenii din localitățile Crunt, bătute de urgie, încearcă și acum, din răsputeri, să-și revină. Printre cei mai greu loviți sunt localnicii din localitatea Sătuc. Pe ulițele satului, zăpada este și acum de 4-5 metri. Așa arată de sus Brăila. De jos, urgia iernii se vede și mai bine, mai ales în localitatea Sătuc, unde nămeții au depășit casele. Ați săpat tranșee, practic. Ca să iasă din casele complet acoperite. Deci aici unde ne aflăm, practic? Pe trotuar, în curte? Aici e în curte. Cam la câți metri? Cam cât? 5 metri aici? 4-5 metri. În înălțime, în multe locuri, nămeții depășesc casele și ajung aproape de vârful copacilor. Am pus proprii ca să mâncat acoperit. Oamenii și-au săpat trepte în zăpadă ca să poată coborî de la nivelul străzii până la ușa de la intrare. La fel, au săpat tranșee și trepte ca să ducă mâncare animalelor din gospodărie. Dacă fată zilele astea oile, ce faceți? Pe aici până am dat deasupra. Și o să băgați miei în casă sau? Ce să le faci? Cel mai greu e însă pentru bătrâni și bolnavi. Am nevoie de medicamente și de nu m-am dus, mamă, la doctoriță, la gardă. Nu pot să mă duc în ce să azi am o săptămână de când am ieșit acasă, afară. N-a venit nimeni, mă, ca să mă trebuie dacă mai trăiesc sau nu acolo în casă. Femeia are 67 de ani și e singură. Pâine a mâncat abia ieri și asta după ce a venit un nepot și a dezăpezit-o. Câte zile a stat în casă? Timp în care n-a venit nimeni să o ajute. Mâncare a avut, însă n-a putut mânca. Plânge după fiul ei care e bolnav și după găinile care i-au fost furate. Nu mai are nici lemne. Am o tremurătură în corp, așa, nu știu ce am. Sunt singură, mărâtă, de cap în eu. Oamenii sunt disperați și povestesc că au supraviețuit cu ce au avut prin casă. Nu ne mai putem descurca deloc, de lemne a rămas. În pană, gata, mai câteva brații, nu știu ce o mai faci. Mâncare, apă? Mâncare, apă deloc. Domnișoar, nu vă supărăți că nu mai... Dacă nu mai am Dumnezeu să scap, să plec de aici. Printre lacrimi, bătrânul a povestit că 4 zile n-a ieșit afară și că a crezut că-i vine sfârșitul. Armata de abia acum a putut ajunge la oameni și soldații încearcă să facă măcar cărări la stradă pentru cei care nu pot singuri.